Allez, ça fait d'un coup bien. Salut, sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi vom filma un clip din Otto Mănâncă. Pentru clipul de astăzi am ales un meniu de la McDonald's, un meniu Big Mac dublu, fraților. Este o ofertă acum, este o perioadă limitată în care puteți să vă cumpărați un Big Mac dublu, adică are 4 bucăți de carne. Ia să pun eu cartofii ăștia aici. Ia uitați. Una, două și încă două jos. Trebuie să-l scot de aici, să vi-l arăt mai aproape. Ia uitați. Deci abia aștept să mănânc minunăția asta de Big Mac dublu. A fost 20 de lei meniu, meniu mediu, 20 de lei, iar meniul Big Mac simplu, normal, adică Big Mac-ul clasic, este 18 lei. Deci pentru 2 lei în plus, mai am 2 bucăți de carne în plus. Haideți să vedem cum e. Da. Șmecher. E cam greu să muști din el, dar e foarte șmecher. Îmi place la nebunie carne. Aici mi-am luat un sos de smântână. Asta e preferatul meu mai nou. Nu mai îmi place la de ustură, mi se pare prea nașpa, prea puternic. Hai că am ajuns și cu cartofii calzi. Mi-o foame din club. Deci oferta asta o să țină până pe 16 noiembrie, mi se pare. Și am zis că trebuie să încerc neapărat. De 2 zile a ieșit oferta. Adică ofertă, mă rog. E perioada limitată. Ediție limitată. Nu știu dacă ați observat, dar sunt la mine la apartament acum. Am ales să vin aici la apartament, pentru că dacă îl mâncam la mall, era imposibil să filmez, acolo e foarte multă gălăgie și se uita lumea ca naiba la mine. Sunt cu camera de filmat după mine. Iar dacă mă duceam la Băbeni, la mine la casă, sunt 18 km până acolo și se răceau ăștia, se făceau varză, nu mai erau buni de absolut nimic. Așa că am ales să vin aici la mine la apartament, pentru că eu stau chiar în centru, la 50 de metri de centru, de mall-ul din centru. Și bine am făcut, pentru că ăștia sunt încă calzi. Deci credeți-mă, nimic nu e mai nasol decât mâncarea de la McDonald's rece. Deci uitați-vă un pic câtă carne are. E super tare. Ia uitați câtă carne poate să aibă. Dar vă zic, trebuie să ai gură pentru el. Trebuie să ai deschiderea la gură. Ca de crocodil, ca să poți să muști din el. Altfel, n-ai șanse. Da, deci chiar se merită. 20 de lei, meniul ăsta de Big Mac dublu, față de meniul Big Mac normal, care e 18 lei. Pentru 2 lei în plus, chiar se merită. Sau chiar merită. Nu știu cum se zice corect. M-a corectat cineva în comentarii, m-a făcut analfabet. Mi-a zis că nu se folosește expresia, se merită. Și este corect să spui merită, simplu, fără se. Ce să fac? Sunt analfabet. Dacă ei zic că sunt analfabet, am mâncat ca un animal. Eu era unul și mi-e foame, n-am mâncat nimic azi. Am mâncat de dimineață pe la 9 un baton proteic. Hai, e bine. Încep să mă satur ușor, ușor. Și încă n-am băut suc. Când îi bea și suc, mă umflu imediat. Instant. Azi e duminică când filmez clipul ăsta. Am venit în oraș pentru că a trebuit să duc o comandă de miere. Și am văzut aseară reclama la televizor cu Big Mac dublu.
Mamă, și am zis, gata, trebuie să încerc. Și pe aia mi-a picat fisa, dar hai să și filmez. Să le arăt și urmăritorilor mei, poate nu știu, de oferta asta, de ediția asta limitată. Să le arăt și lor, poate vor să încerce. Super. Ia să vedem, scrie caloriile? Scrie pe naiba că nu scrie. Era frumos să scrie și caloriile. Dar mă rog, fiind o ediție limitată, probabil că n-am mai făcut o cutie specială cu toate datele nutriționale și calorii și mai departe. Uite, pe cartof scrie câte calorii au. Ia să vedem, porția asta medie de cartofi are 330 de calorii. Enorm! Enorm! Pentru că 330 de calorii, când eram la dietă, mâncam de mai masa în loc de o porție de cartofi din asta. Hai să vedem și cola. E cam rece. Da, nu mă dau un gând așa mult după cola asta de la McDonald's sau de la KFC. Mie îmi place cola să fie la sticlă de sticlă, pentru că are mai mult acid. Îmi place foarte mult acidul. Într-adevăr, e dulce asta, dar nu are așa mult acid. Oricum, intră la fix. După sarea asta, cartofii au fost destul de sărați, intră la fix și sucul. Fraților, cam atât pentru acest clip. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să mai vedeți și alte clipuri cu mine când mănânc, uitați-vă în seria Otto Mănâncă și vedeți acolo că am mai multe clipuri. Dacă aveți vreo recomandare pentru mine să încerc altceva, să mănânc altceva, să-mi scrieți în comentarii. Nu uitați să urmăriți și celelalte serii din Otto Slăbește și Greșeli în Fitness. Momentan sunt la o perioadă de menținere, de masă musculară, mă rog. Puteți să vedeți acolo tot progresul meu și absolut toate mesele pe care le-am avut, cât am slăbit și așa mai departe, câtă masă musculară am pus. Nu uitați să te abonezi la acest canal, să lași un like și un comentariu, pentru că pe mine mă ajută foarte mult să ajung în recomandatele celor de la YouTube și să ajungă clipul meu la cât mai multe persoane. Așa că apasă pe butonul de like, apasă acolo pe subscribe, apasă pe clopoțel să nu ratezi următoarele clipuri pe care le pun. Acest canal nu este monetizat și nu o să monetizez niciodată, așa că dacă vrei să mă susții financiar, poți să faci o comandă de miere pe site-ul meu www.mieretv.ro, pentru că avem cele mai bune produse la cele mai mici prețuri, produse premiate la târgurile naționale și internaționale apicole, și acolo vei găsi toate suplimentele pe care le-am folosit eu în perioada de slăbire și în perioada de masă musculară, pe care încă le mai folosesc. Așa că nu ezita să faci o comandă, pentru că mă ajut și pe mine, te ajut și pe tine. Ți-a ajuns corpul, sunt foarte sănătoase și foarte benefice. Urșii mei, până data viitoare, eu sunt Otto. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao! FIFA american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Care old school, suntem new school. Ăștia vei ca tine, nu prea sunt cool. Păi de ce mă faci, frate, nu să te înjuri? Când te văd cu pantalone, rup țin cur. Când termin cu tine, vine clar smurdu. Ca într-un film prost de la Hollywood. Trăiesc FIFA american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Care old school, suntem new school. Ăștia vei ca tine, nu prea sunt cool. Păi de ce mă faci, frate, nu să te înjuri? Când te văd cu pantalone, rup țin cur. Când termin cu tine, vine clar smurdu. Ca într-un film prost de la Hollywood.